După cum bine știți, o dată pe lună sau pe semestru, unii profesori de limba și literatura română cer elevilor să prezinte o carte pe care au citit-o din bibliografia suplimentară sau o carte care i-a impresionat și pe care doresc să o facă apoi cunoscută și colegilor. Dacă vă aflați în această situație și aveți de făcut o prezentare de carte sau o fișă de lectură și nu știți cum să procedați, atunci nu e nimic mai simplu. Urmăriți acest video și vă voi explica pașii pe care trebuie să-i urmați. Prima regulă este să citiți cartea cu creionul în mână, având alături un carnețel pe care trebuie să notați citate semnificative care v-au plăcut sau care v-au impresionat, expresii frumoase, cuvinte necunoscute pe care le-ați găsit în carte, numărul de pagini, orele dedicate lecturii în fiecare zi, data începerii lecturii, data finalizării acesteia, dar și alte informații din carte foarte importante, precum personajele, rezumatul fiecărui capitol în parte. Ca recomandare, vă reamintesc că o prezentare nu trebuie să depășească 15 slide-uri și trebuie să utilizați un fond adecvat pentru a fi lizibil, să nu încărcați slide-urile cu mult text, pentru că va fi greu de urmărit. Ținând cont că elevii pot citi cu ușurință 10 pagini pe zi sau 70-100 de pagini pe săptămână, dacă există bunăvoință, bineînțeles, atunci o dată pe lună, să zicem în prima zi din lună în care este fixată ora de limba și literatura română, poate fi dedicată prezentărilor de carte, căci copiii au avut timp suficient de a lectura un roman de 300-400 de pagini. După ce ați finalizat această etapă, treceți la redactarea propriu-zisă a prezentării pe un PowerPoint sau un document Word. Și până la urmă, de ce să citim? Pentru că, așa cum spunea și Eminescu, numai citind mereu, creierul nostru va deveni un laborator nesfârșit de idei și imaginații. Și acum să vedem punctual ce conține fiecare slide în parte. Pe primul slide vom nota datele despre autor, foarte pe scurt, și perioada din care face parte, eventual o poză a acestuia. Pe al doilea slide, numele cărții citite, eventual coperta cărții sau imagine sugestivă. Pe al treilea slide, numărul de pagini, timpul alocat lecturii, genul literar din care face parte, tema, domeniul în care se încadrează, de pildă, aventură, SF, dragoste, etc. Și, bineînțeles, numele personajelor principale. Pe slide-urile 4, 5 și 6, subiectul operei pe scurt, căutând eventual imagini sugestive care se potrivesc subiectului. Indicat ar fi să nu dezvăluiți finalul pentru a incita pe colegi la lectură. Pe slide-ul 7, o secvență care v-a impresionat, parafrazată sau transcrisă întocmai. Pe slide-ul 8, punctele tari și punctele slabe. Pe slide-ul 9, de ce o recomandați colegilor? Și morala, învățătura pe care o puteți extrage din operă. Pe slide-urile 10, 11 și 12, nota acordată cărții pe o scară de la 1 la 10, asemănări cu alte opere și neologisme, identificate în carte și explicate, eventual citate interesante care v-au impresionat. Pe slide-ul 13, un citat critic cu privire la importanța cărții sau ce aduce nouă literatură. Pe slide-ul 14, figurile de stil din operă, iar pe slide-ul 15, citate interesante extrase din operă care v-au impresionat. Sper că v-am fost de ajutor și că explicațiile vă vor ajuta să întocmiți o prezentare cât mai reușită. Succes!